Sunt 24 de echipe la Euro 2024. Și de asemenea sunt 24 de capitani la aceste echipe. Iar astăzi vom alege câte un capitan de la fiecare națională de la Euro 2024. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi încercăm să creăm un prim 11 doar cu capitan de la naționalele de la Euro, băieți. Și ca să decidem ce jucători vom adăuga în echipă, învârtim de roata asta minunată cu naționalele și alegem capitanul de acolo. De asemenea, dacă nu-mi convine echipa care îmi pică, am voie să dau un respin la roată, doar că sunt obligat să iau echipa a doua care pică, adică nu mai am voie să schimb de mai multe ori. Sunt obligat să iau echipa a doua. Și desigur că voi juca și un meci cu această echipă finală, dar miza este că dacă nu câștig acel meci, o să dau cu XL la un icon pick pe care îl voi face. Așa că zic să nu mai stăm la discuții și să vedem ce capitan vom avea prima oară, de la ce națională va fi capitanul. Așa că învârtim de roata asta și vedem ce ne pică, frate. Și primul capitan este de la naționala Belgiei. Ok, nu știu cine e capitanul de la Belgia. Căutăm imediat. Ok, capitanul Belgiei se pare că este nimeni altul decât Kevin De Bruyne. S-a mers, a blocat jocul. Doamne, ce joc prost. Da, trebuie să ies din el, băieți, că nu pot să-l cumpăr pe De Bruyne. Ok, băieți, o să mergem, o să luăm pe De Bruyne ăsta gol, pentru că celelalte variante sunt mult prea scumpe și nu mi le permit. De fapt, mi le permit ca un milion de coins acolo, dar după restul jucătorilor nu o să mai mi-i permit. Așa că luăm pe De Bruyne. Cheltuim banii cu atenție. 22.750 pentru Kevin De Bruyne. Da, îl aveam deja la Clubau. Cum să faci profit? Eu l-am luat cu 22.750, îl dau cu 20.000. Profit garantat cu mine. A, dar avem și pe ăsta Totilon la club acolo, așa că îl băgăm pe ăsta Totilon, frate, că e mult mai șmecher cardul, arată mult mai bine, așa că îl băgăm pe ăsta Totilon, frate, să ne ajute să câștigăm meciul pe care îl avem. Așa că mergem mai departe, învârtim cu o dată de roată și sper că pică o națională bună, sperăm că luăm și un atacant mișto. Acum nu prea cred că sunt mulți atacanți care sunt capitan, dar vine Turcia. Ce capitan are Turcia? Chiar sunt curios. Cred că Çalhanoğlu cel mai probabil, dar nu știu sigur. Da, am dat direct aici pe transfer market, că nu prea găseam pe Google cine e capitanul. Și se pare că acesta este Çalhanoğlu. Are aici frumos sigla asta de capitan. Da, am avut dreptate, Çalhanoğlu probabil că și cel mai bun jucător al Turciei în momentul de față. Dacă nu mă înșel, avem o variantă Team of the Season a acestuia la club aici. Da, avem varianta asta Team of the Season, cea mai bună variantă a acestuia. 94 vere cu 90 defending, 87 physical, 95 dribbling, 97 passing, 90 pace. Chiar vreau să-l testez, cred că e forță și pe lovituri libere. Așa că îl băgăm pe Çalhanoğlu la echipă și mijlocul deja arată senzațional, vă ies până acum. Până acum n-a fost nevoie să dau respin pentru că mi-au picat doi super jucători. Probabil că la un moment dat va veni și un jucător mai nașpa, dar sperăm că nu acum. Și vine naționala celor de la Ucraina. Sincer, aici habar n-am cine e capitan. Mudri cred că nu are cum să fie, Tigankov n-are cum să fie, Dovbig n-are cum să fie. Probabil un jucător mai vechi, așa aș zice eu. Și cine este capitanul? Hai să ne uităm peste echipă. Este Yarmolenko, da, cum am zis, un jucător mai vechi. Bă, și sincer, cred că avem primul respin. Yarmolenko nu are carduri în FIFA, cred că decât la Gold, care e destul de nașpa. Așa că avem primul respin, băieți. Doar că o să fiu obligat să aleg următorul jucător. Așa că scoatem de aici Ucraina, nu alegem Ucraina. Și ne pică în continuare. Ce ne pică, ce ne pică, ce ne pică? Georgia, mamă, mai rău. Sau Ungaria. Ungaria cred că e bine că e Szoboszlai, nu? Cred, nu știu sigur. Și da, mă, da, Dominic Szoboszlai la 23 de ani este capitanul Ungariei. Forță rău de tot la vârsta asta să fii capitan. Deci Dominic Szoboszlai va veni la echipă. Obliga forța că nu mai avem ce să alegem altceva. Da, și avem cardul acesta Team of the Season, care e destul de scump, dar o să-l cumpărăm desigur. 70.500 este cel mai ieftin card al acestuia. Mergem, îl cumpărăm pe Dominic Szoboszlai, care are chiar un card decent. Așa că mergem, îl adăugăm pe acesta la echipă, doar că nu prea se potrivește, că nu e bun în formația asta. O să trebuiască să schimbăm formația și o să băgăm un 4-3-3 de ăsta atac momentan, cu De Bruyne, CM, cu Çalhanoğlu și CM vine Szoboszlai. Deocamdată nu avem absolut deloc chimie. Sperăm că reușim să creăm și noi puțină chimie. Faza e că n-avem iconuri, deci o să fie puțin mai greu. Așa că mergem mai departe, învârtim încă o dată de roată și sper că vine și România, frate. Haide, mă, să vină România. Și avem Slovenia, cred, sau Cehia, nu avem Cehia. La Cehia s-ar putea să fie Chic, dar nu știu sigur. Ok, ce capitan avem la Cehia aici? Nu se pare că e Thomas Suchek de la West Ham, care are 29 de ani. Mijlocaș defensiv, deja avem foarte mulți mijlocași defensivi. N-are nici carduri în FIFA, așa că o să dăm încă un respin. Din păcate, capitanul Cehiei nu va veni aici. Și mai învârtim încă o dată de roată și sper că vine altceva în afară de mijlocaș, că avem numai mijlocași până acum. Mai departe avem Spania, Portugalia, Ronaldo. Nu cred că eu la banderul ăla.
Hai că verificăm totuși. Iar capitanul Portugaliei este nimeni altul decât... Da, mă, da, Cristiano Ronaldo are în continuare banderola de capitan aici. A redevenit titularul Portugaliei. Deși e bătrân, în continuare joacă forță. A văzut că a dat și două goluri versus Irlanda. Sperăm că performează și la acest Euro 2024. Și desigur că îl vom lua pe acesta. Și în continuare mai avem acest cartoti, încă mai avem 5 meciuri la acesta, desigur că îl folosim pe acesta, că e mult mai greu să mă joc cu acest card, așa că îl băgăm pe Cristiano Ronaldo la echipă. Din nou nu prea ne ajută cu chimia, că e din Arabia Saudită. Hai să vedem dacă facem și noi măcar 5 camp până la final. Mergem mai departe, mai avem cred că 18 naționale rămase. Hai să vedem care este următoarea. Iar următoarea este nimeni alta decât Croația. Ba nu, Austria, ok. Să fie David Alaba sau nu știu care e, dar cred că e accidentat Alaba. Nu știu dacă joacă la acest Euro. Dar nu știu la ce, de ce nu mi-arată, stai așa. Da, deja uite, pe știrea asta zice că a fost lăsat acasă David Alaba, că era capitanul naționalei. Dar am stat să caut o grămadă cine e capitanul Austriei, că n-am găsit efectiv. Că efectiv n-am găsit pe niciun site. Și am luat ultimul meci amical la acestora, Austria vs Elveția, și Laimer a fost capitan. Deci cred că Laimer e capitanul acum la Euro, nu știu sigur. Hai mă că dăm respin, că deja avem mijlocaș. Dăm respin, frate, dăm respin și vedem ce pică mai departe. Următorul jucător este de la România, frate, România. Cred că Stanciu e capitanul naționalei, nu? Da, cum am zis, Nicolae Stanciu este capitanul naționalei României, frate. Dar totuși hai să mergem să dăm 700 de coins pe acest card gold simplu. Bă, și sincer, nu prea avem unde să-l băgăm decât aici, right wing, frate. Nu joacă pe poziția lui de bază, n-are chimie, dar n-avem ce să facem. Right wing, panicușor, Stanciu. Mergem mai departe, învârtim încă o dată de roată și vedem ce ne pică, ce națională pică aici. Pică naționala Poloniei, cel mai probabil. Aici eu zic că 100% e Lewandowski, nu cred că are cine să fie. Da, și se pare că am avut dreptate, însă e accidentat Lewandowski, stai așa. Și joacă la Euro sau nu joacă? Da, văd că a fost convocat, nu știu dacă și-a revenit sau nu din accidentare, însă e convocat, deci îl băgăm clar la echipă. Dacă nu era convocat, nu-l băgam, cum am făcut și cu Alaba. Așa că mergem și cumpărăm cadrul acesta, Team of the Season, 100.000 cel mai ieftin. Mergem, îl cumpărăm pe Robert Lewandowski, care probabil că va da goluri, că numele așa îi spune. Așa că mergem, îl băgăm în echipă, frate, Cardosa Team of the Season, nu prea face nici el chimie, are zero chimie, doar că o să schimbăm puțin formația, fiți atenți ce o să jucăm. Și am băgat un 4-2-2-2 de ăsta, care ne ajută cel mai mult. Uite, acum au toți jucătorii, mamă, dar stai că n-are De Bruyne acum. O fac așa, uite, îl mut pe Stanciu și de mei și mai bine las pe De Bruyne ce a mei, mai bine așa. Așa că mergem în continuare la această roată minunată și sper eu că de data asta o să prindem niște fundași centrali sau poate fundași laterali. Avem nevoie numai de fundași, poate și de un portar. Deci probabil să dăm respin de mai multe ori acum în funcție de ce urmează. Și avem Croația. La Croația cred că 100% e Modric, nu? Și capitanul Croației, cum a zis, da, este Luka Modric. Cum a zis, avem mijlocaș central. Modric era un jucător forță. Are carduri bune, avea și card Team of the Season, dar din păcate o să îl refuzăm. Îl refuzăm pentru că vrem fundaș central. Nu ne ajută absolut deloc la chimie. Acum desigur că o să fiu obligat să-l aleg pe al doilea. O să aleg orice pic aici. Și avem Italia sau Spania, nu avem Spania, la Spania s-ar putea să fie Rodri, nu știu sigur. Și capitanul Spaniei este nimeni altul decât Alvaro Morata, pe bune. Hai că uite, am un card ăsta Evo, îl bag pe ăsta că n-are rost să stau să cumpăr card special de la el. Oricum nu joacă pe poziția de bază, joacă right back, n-avem ce să facem. Și mergem la următorul jucător. 13 echipe rămase. Vreau și eu un fundaș central, probabil că Italia are fundaș central, capitan, de obicei așa au italienii. Acum nu știu sigur, însă pică Albania. La Albania orice ar pica e 100% nașpa. Da, capitanul albanezilor este Berisha, care e măcar portar și chiar așa avea nevoie de un portar. Așa că poți să-l alegem până la urmă pe Berisha, frate. Măcar jucăm la siguranță, chiar dacă e portar gol simplu. Jucător de la Empoli, nu e rău, 71 OVR, dar cum am zis, jucăm la siguranță, îl băgăm aici pe poziția de portar. Trebuia să avem și un car silver, nu? Că n-avem mai jucător forță la Euro. Mergem mai departe, învârtim de roată. O, Anglia cred că ar fi forță, cred că capitanul Harry Maguire chiar ar merge Anglia. Aici să pice, însă pică Franța și aici cred că clar e Mbappé, dacă nu mă înșel. Da, Mbappé este capitanul Franței, dacă pica la început era tank acest card al lui Mbappé. Dar cum am zis, avem nevoie de fundaș, frate, n-are ce să caute Mbappé, nu știu, în apărare. Chiar îmi pare rău că nu-l iau, dar n-am ce să fac. Mai ne jucăm șansa odată, mai învârtim o dată de roată. Iar acum pică nimeni alta de
decât Olanda sau Germania, care e vere că e la mijloc efectiv. E Germania, se pare, băieți. Capitan cred că e Toni Kroos, nu? Dar oricum sunt obligat să iau acum de la Germania, dar stai să vedem cine e. Și capitanul de fapt este Ilkay Gundogan, frate, de la Barcelona. Da, alt mijlocaș central acolo. Și cred că avem cardul Team of the Season. Da, avem cardul Team of the Season, că îmi picase la pachet, care n-arată rău. Așa că îl băgăm aici deocamdată. Cred că o să facem schimb cu Stanciu. Ok, mai crește și puțin chimia. Doi chimie facem acolo, mijlocul e forță, atacul e forță. Problema mare e la apărare și la chimie. În schimb, echipa chiar arată bine, conturată mișto. Așa că mai avem 10 echipe rămase aici pe roata asta. Hai să vedem ce avem în continuare. Și avem capitanul celor de la Slovenia, care s-ar putea să fie Oblak. Cam avem portar deja. Da, efectiv, din nou, nu arată la Slovenia cine e capitanul, vere. Și cum aflu și eu. Bă, aici am pe Google, îmi zice că Oblak e capitanul la echipei naționale. Dar nu o să-l alegem pe Oblak, pentru că deja avem portar. Hai să vedem ce ne pică în continuare, frate. Din păcate, refuzăm pe Oblak, n-avem ce să facem. Aveam și cardul la șmecher euro al acestuia. Dar pică acum Italia. Și Italia 100% are fundaș central capitan. Ca așa merg de obicei italienii. Maldini, Chiellini, ăștia grei, așa au mers până acum. Sperăm totuși că au păstrat tradiția. Da, se pare că n-au păstrat tradiția. Donnarumma este capitanul celor de la Italia. Dar de fapt s-ar putea să fi fost și Buffon capitanul Italiei, nu știu sigur. Bă, măcar avem varianta asta Team of the Season. Poate joacă bine, cine știe, fundaș central, că e înalt. Și hai să mergem la ultimul jucător. Haide mă, dăm și mie un fundaș central vere, sau măcar un fundaș lateral, dacă există. Și este de la Slovacia, frate. Pică Slovacia aici. Și capitanul Slovacia este Damuda Skrniar, asta zic. Bine rău de tot Skrniar ăsta. Da mă, da, așa mai vii de acasă. În sfârșit, un fundaș central, clar nu se refuză Skrniar. Sau Skrniar, cum îi zic alții, nu știu cum se citește corect, băieți, că am văzut... Oh, iar s-a buguit. Pa, doamne, ce joc prost. Da, Skrniar sau Skrniar, cum se citește, are un card ăsta euro, frate. Intră perfect la echipă, că e și card euro. Chiar forță rău de tot. 46.000, cel mai ieftin. 93 defending, 92 physical, 91 pace. O să se apere tank rău de tot. O să îl cumpărăm desigur, chiar ieftin acest card. Și mergem, îl adăugăm la echipă frumos, îl adăugăm pe poziția de CB și îl mutăm pe Stanciu Levmid. Echipa oricum arată bine, cum am zis, avem o echipă forță, din păcate nu avem chimie și nici nu prea avem fundaș, avem un singur fundaș. Dar eu zic că putem să câștigăm un meci, desigur că jucăm aici la calificări la Weekend League, pentru că doar acolo poți să pierzi sau să câștigi, față de Division Rivals în care poți să faci și egal. Și hai să vedem dacă vom da cu X la jucătorul de la IconPick care ne va pica. Hai să vedem ce echipă are oponentul cu care ne vom lupta astăzi. Casillas, Vidic, echipă decentă, Ture, Evo. Bine Morata, vezi că e forță Morata, right back. Leva la Ronaldo, Ronaldo se duce bine, nope. Cristiano ce trece, dar din nou scoate Casillas, frate, 2009 oponentul, dar nu reușim să marcăm. Aoleu, și v-am zis, apărarea e foarte, foarte proastă, dar scoate bine portarul ăsta. Are noroc oponentul, are și noroc oponentul, n-ai ce să zici, frate. Lewandowski mai departe, Çalhanoğlu, ce bine trage și dă gol Çalhanoğlu, mare finez ce reușește turcul. Leva, nu așa Leva, ai pierdut-o fix unde nu trebuia și mi-au gol acum, nu? Acum mi-au gol, 2-1. Çalhanoğlu, încă o dată Çalhanoğlu cară meciul ăsta după el. Al doilea finez reușit de către turc. Să cânte medii din România aici nebun că a dat Çalhanoğlu gol. Sobozai trece, excelent, nu este offside aici Leva. Da mă, da Lewandowski, în sfârșit faci și tu ceva bun. 3-2, minutul 38, Lewandowski reușește să ne ducă în avantaj, frate, 3-2. Bine Donnarumma, v-am zis că știe palunecor Donnarumma aici nebun. Și putem să dăm chiar gol din acest contraatac. Ronaldo, mai repede din nou animații care durează 100 de ani în jocul ăsta, care n-au nicio treabă. E bună asta, Ronaldo, trece bine, Cristiano ce gol dă, ce gol dă Cristiano, fost eu ăla puternic, fă ceva, nu vrea să facă nimic, dar probabil că oponentul o să iasă sau mai joacă, nu mai joacă. Pericol mare și Soro doar chează, ok, nu știu cum naiba n-a fost offside, însă se face 4-3. Da, ce greșeală mare, din nou nu e offside și se face 4-4, v-am zis, greu rău de tot să menții scorul cu apărarea asta. Doamne, de ce intră al meu în al meu? Da, uite că până la urmă funcționează, da, funcționează până la urmă, Cristiano marchează și face 5-4, bine siu acolo puternic, asta zic.
Și pleacă bine Szoboszlai acolo, leva, 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 pară, băi frate, am încercat un power shot. Venea Cearhanoglu și meciul se termină, dar mă, dacă câștigăm, nu suntem nevoiți să dăm cu XL like un picul pe care îl vom face. Hai să mergem să facem mai un picul ăla totuși, să vedem ce ne pică, băieți. Da, și am făcut acest frumos 90 plus icon player pick, care conține Toti, Future Star sau Ultimate Birthday. O să facem cu stats reveal, avem 3 jucători, hai să vedem ce prindem. Și am dat aici, hai să vedem ce ne pică. Mergem la primul jucător, frate. Ce stats-uri are primul jucător? Ok, 80 physical, slăbuț, 92 defending, e Filip Lam 100%. Asta are staturile astea, vă garantez, Filip Lam tot. Da, am avut dreptate, îl mai avem o dată oricum. N-avem ce să facem cu acesta. Nu e un pic rău, dar așteptăm ceva mai bun pe viitor. 68 physical al doilea, 42 defending, deci e clar că e atacant 100%, 94 dribbling nu este rău, 87 passing e cam rău, shooting e slab, pace e slab, este pireș, ok? Și al treilea, hai să vedem care este al treilea, 82 physical, din nou este clar atacant care 46 defending, dar cu dribbling-ul ăsta nu mai ataca, nu e, e close, e atacant, dar atacant slab. Deci, practic, puteam să și pierd meciul, că nu pierdeam mai nimic dacă dăteam cu XL la unul din jucători ăștia. Nu pierdeam absolut nimic. Da, o să le iau pe close aici, băieți. Și asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți clipuri de genul în continuare. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.